Dumnezeu comunică cu omul, manuscrisele la Marea Moartă, trei evenimente importante din Geneză sau istoria poporului evreu sunt doar câteva din principalele teme ale expoziției biblice. Acest eveniment inedit pentru Giurgiu va aduce în fața giurgiuvenilor manuscrise și obiecte care atestă prezența divinității în viața noastră. Este vorba de o expoziție biblică și ideea este pentru orașul Giurgiu. Noi vrem să promovăm Biblia și persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Organizatorul acestei expoziții este convins că prin argumentele aduse în cadrul evenimentului va reuși să readucă spiritualitatea și religia creștină în sufletele oamenilor care, din cauza grijilor cotidiene, alocă din ce în ce mai puțin timp divinității. Noi vom prezenta faptul că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Avem, de exemplu, o copie de prima Biblie scris în limba română în 1688. Avem în total 18 panourile și 5 mese. Expoziția biblică va fi deschisă pentru publicul giurgiuvean în zilele de 10 și 11 ianuarie la galeriile de artă din Giurgiu. Prezentarea acesteia va dura 45 de minute și se va repeta la orele 11:30, 13, 15 și 17. Intrarea va fi liberă.